Eu propun ca domnul Cătălin Iordache să-l băgați în aceste comisii, ca pe viitor. Nu, vorbesc la modul cel mai serios. Să propunem să-l băgăm în aceste comisii, dumneavoastră să fie un filtru, cum nu s-a mai văzut până acum Brăila, da? Și în momentul în care... Nu, vorbesc serios. Vorbesc la modul cel mai serios. Și în felul acesta nu vom mai dezbate aceste probleme aici, că e o sumă prea mare, prea mică. Probabil dumneavoastră are cunoștințe foarte, foarte multe. Și poate să ne dumirească aici, dacă o armată întreagă, eu nu zic că nu se greșește, dacă o armată întreagă greșește, hai domnule să punem unul competent care le știe pe toate, îl punem acolo și foarte bine, venim aici și cu sume, o toaletă o să coste, eu știu, 50 de lei, probabil dumneavoastră să gândește ca la, eu știu, dai 2 lei și ai intrat și ieșit, nu știu, dau un exemplu, hai să facem în așa fel, eu propun la modul cel mai cinstit, văd că este foarte documentat, îi dau în mare parte, dau dreptate, în alte... Deci nu-i dau dreptate. Eu propun sincer să aveți în vedere pe viitor să-l propunem într-o comisie de acest gen care filtrează aceste sume și terminăm cu palamul cu asta. Și gata.